Salutare dragi abonați, salutare dragi pescari, suntem la baltă în grădină, e dimineață, e 10 dimineața, nu e chiar dimineață de tot și vreau să vă arăt cam cum decurge o zi când vin aici la pește și vreau să văd peștii și vreau să-i hrănesc. Pentru cei ce sunt noi și nu știți, asta este balta mea din grădină, o baltă ce are aproximativ 20 pe 20 de metri, adâncimi cea mai mare cam aproape de 2 metri, depinde cum se umple de multe ori. Și hai să vă arăt cam cu ce îi hrănesc, cum îi hrănesc, ce pește avem pentru cei noi, pentru cei vechi, voi știți, dar vă arăt cam cum decurge și cam cum procedez eu. Deci avem așa, în primul rând când vin la baltă și le dau mâncare, o să încep întotdeauna cu pâine. De ce? Pentru că vreau să-i văd și să mă bucur de ei. Mai iau câte o pâine, două, trei, depinde cât vreau să stau să-i văd. O să le arunc niște pâine, o să vedeți și voi ce pești frumoși o să vină. După care, atunci când plec, am sacul ăsta de la Agroland. Știți bine că îi furajez de ceva timp, peleți, cam așa arată peleții, da? Și vorbim de 4,50 lei pe kilogram. E incredibil, la un asemenea preț. Un sac de 10 kg, 45 de lei, care dacă te ții de ei, are o creștere de 3 ori mai mare a crapului într-un an, cam ceva de genul. Deci vă dați seama, adică dacă încep din primăvară și până spre iernat. Și hai să vedem, eu cu ăștia ați văzut că am început și chiar sunt curios până spre iarnă cam cum cresc ciortanii și cum se dezvoltă, pentru că mănâncă și le place. Eu vă las un link ca să vă duceți direct acolo, 4,50 kg, vă duceți direct acolo, vă las un link, puteți să comandați de pe acest site. Dar înainte de toate astea vreau să mă bucur puțin de prezența peștilor, vreau să mă relaxez un pic, acolo vedem avem un izvor. Apă curgătoare non-stop, da? Dacă nu mai văd, că bate soarele rău de tot. Curge mai greuț, acum a fost vitură, să zic așa, ploi, vijelii, s-a lăsat foarte mult pământul, s-a ridicat furtunul, dar încă curge, are oxigen perfect, balta arată destul de bine, ierbată, făcută cu tot felul de structuri așa pe margine. Așteptăm să vină primii pești, uite că deja au început să vină niște carași, o să vină și ciortani, o să vină crapi. Știți bine că avem ciortani, crapi, teni, plătică, ce mai avem, crap coi, ziceți voi fraților, sturioni, lin, clean avem, deci o baltă mixtă. Și când vreau să mă bucur așa de prezența lor, încep cu pâine. După care o să vă arăt cum o să fac, iau bobițele frumos, o să le arunc. Văd că vin greu, ia uite, în dimineața asta. Deja trebuia să apară crapia mare, posibil să nu fie pe zonă, sau să-i fi speriat eu puțin, sau din cauza ploii, că a tot plouat aseară, s-a mai produs un alta. Hai să aruncăm un pic de pâine așa la mișto, că știi cum e? Pâinea asta de multe ori când o arunci pe ei, ea pelează. Deci, ia uite, avem acolo treapta aia de la scară ce le-am făcut. S-a dus de la ploaie, frate, a ridicat pământul, incredibil. Ia uite, cărășelul ăla ce trage de felie. Deci când vreau să mă bucur de prezența lor, pâine, tati. Pâine, îi văd la culoare, pe care îi hrănesc cum trebuie. Ia uite ce a venit acolo. Și a început să vină acolo, să vedeți când vin noi amari. Și o să vă arăt și cum îi hrănesc cu peleți, cum îi arunc și unde îi arunc. Pentru că pe ei scrie cumva o metodă. Acolo e nebunie la pâinea aia. O să vină și oia mari, că ăștia mici îi apelează foarte bine pe oia mari. Ia uite, a început să vină ciortanii. Hai să vină ea mare la 2-3 kg. Dacă avem grijă de ei, îi hrănim și toate cele o să se facă și frumoși. Ia uite bucată ce a venit. Venise unul mare. Ia uite, băi, ce s-a umplut de puiet pe aici. Ia uite, ciortane, a venit și un crap coi. Bate foarte rău soarele, se vede greu ce-i drept. Ia uite bucată. Superb. Asta mă bucură, fraților, le dau pâine, mă bucur de prezența lor, îi văd. Ia uite ce bucății, ia uite, și o oglindă a venit, ia uite acolo ce bucată faină, sunt pe zonă deja peștii,
Deja peștii sunt pe zonă. Tractare acolo. Mai bucăți faine. Deci asta e doar ca să-i văd eu. Asta nu înseamnă că le oferă o creștere pâine. Dar am apelat la varianta asta cu peleți, cu furaje speciale pentru crapi, să cresc ciortanii ăștia, să-i fac frumoși. Mamă, ce bucăți vine acolo, băi băiatule. S-a dus pe bucata aia ca lumea. Ia uite. Superbi, absolut superbi. O relaxare de vis, de poveste. Mai vine și cât un tend în când. Ia uite. Ia uite ce crăpălău frumos era acolo. Plin de puiet, de ciortan, de caras. Asta e balta din grădină. O baltă superbă. Și se poate. Uite, se înmulțesc peștii. Gândiți-vă că tot puietul ăsta eu nu l-am băgat. N-am băgat puiet deloc niciodată. Ciortan aici, care e la 300-400 de grame, eu nu l-am băgat. Făcut aici. Ia uite. Din ăștia mai mari, ca în câteva bucăți la 2-3 kg, 4 kg, am băgat vreo 2. Se poate. După care am peleții ăștia. Am aici o cană. Iau vreo 2 kg, să zic că le dau. Și încep și le împrăști pe margine. Pentru că peștii mănâncă foarte bine în margine. Niciodată pe jumate. Nu am avut rezultate. Deci cam asta o să fie. Hai să le mai dau niște pâinică de asta. Nu sunt chiar activi, sincer să fiu. S-a mai și răcit afară. Deci nu sunt activi așa să vină să mănânce intens. Să le mai dăm așa niște miez, că ăsta mai atrage. Și hai să dăm bucata asta. Ia să vedem. Ia uite acolo, acolo e tita mai ten. A venit un ten acolo. Spectacol a tras de pâine. Superb. Mulțumesc Dumnezeu pentru balta asta, pentru tot ce e aici. Am impresia că blana asta e cam sperie. Deci e blana asta aici, e o treaptă care a luat apa. Și de-aia nu cred că se apropie prea mult. Adică sigur de-aia. Puieți la greu. Da. Deci puiet la greu. Și chiar n-a venit niciunul mare. Mai am, uite, mamă, acolo a băltăcit rău. Da, nu, deci cred că nu vine din cauza la blana asta. Uite că s-a băgat pâinea în ea, vă dați seama, să mișcă în apă. Trebuie să o scot cu minciogul să stau de ele un pic. Ia să vedem. Eu vreau să dau aici mai aproape ca să-i vedeți voi. Să dau mai încolo un pic. O să-i hrănim imediat și cu peleți. Ca să-i creștem mari. Mari și frumoși. Să vedem dacă vin acolo. Fiecare bucată de pâine, uitați-vă cât pește are acolo, deja e plin de puiet. Acolo, aici sunt pești. Acolo vin doia mai mari. Sunt pe zonă.
Ia uite ce trage de pâine. Sunt niște gurițe mai mari acolo. Ia uite ce bucată frumoasă a fost acolo. Încrab la vreo 2 kg așa. Ia uite cum bagă pâine. Da. Nu vrea să vină mai aproape ca să-i vedeți și voi. Așa se hrănesc cel mai bine pe margine, nu știu care e treaba exactă, dar le place. Uite niște caraz mic sau ciortan, puiet de anul ăsta foarte micuți, la 3-4 cm. Vreau să-i mai scot, vreau să-i mai răresc, mai ales carașii, ciortanii, ca tot se înmulțesc. Mamă, ce-a fost acolo la bucățile alea, a rupt pâinea aia pe jumătate, uite, a băgat toată pâinea aia la fund. Incredibil. Foai de... Acolo sunt bucățile. Stau departe de mine. Da, ceva frumos. Deci cam ăsta e sacul. Pe ăla mic scria, uite, mod de utilizare, scrie aici jos, dacă vreți să citiți. Zice care cum e făcut, bla bla bla. Zice că e bine să dai în multe părți, să distribui mai multe părți și dimineața. Pentru că dimineața adevărul e că peștii se hrănesc mai bine. Dacă vii vara și le dai la 12-1, peștele nu mai coboară până seara, sunt întreape, ca să zic așa. Și atunci trebuie să distribuim așa cum zice producătorul. Am aici o cană, frumos. Ia, cam așa. Și mă apuc și le dau treptat. Uite așa. Sunt peleți care se scufundă. Poate mai rămân câțiva pe deasupra, dar se moaie și se duc la fund. Uite acolo bucățile frumoase. Și o să iau toată marginea asta așa un pic la rând, cu peleți, inclusiv acolo la apa adâncă, că acolo mănâncă bine la apa adâncă. Și dacă am grijă de ei și îi cresc un pic așa, o să fac niște pești frumoși în lac. Hai să dăm și mai departe. A, uite. Da, sunt de calitate, sunt ieftini, 4,50 kg, să tot crești. Vă dați seama cum îi cresc ăștia în crescătorii și în toate astea, ca să crească mari, ca să crească rapid, ca să populeze bălți. Cum credeți? Cam așa, cu furaje, că n-ai ce să faci. Și, da, până la urmă își mai găsesc mâncare și naturală. Le dau vreo 5 căni, cred că, din acestea. Să aibă să mănânce. Mai le bag și pe aici, pe colțul ăsta. Mă duc și la apa adâncă și... Cam așa arată o zi de hrană pentru ei. Mă rog, una din ele, că de multe ori le mai dau și mălai, poate, sau combinat cu ruială, cu toate cele. Dar le place peleții. Ați văzut că am făcut partide și am pescuit cu ei pe momitor direct, pe metod. Și am prins doi crab frumoși, am stat puțin, ca să mă convin că, băi, mănâncă, nu-i arunc degeaba. Deci peștii mănâncă fără probleme. Cam ăsta a fost episodul, eu o să mai rămân să le mai arunc un pic de hrană și sper că v-a plăcut. Ce să mai, băgați și voi un like, aruncați un ochi, fraților, pentru că dacă nu erau ieftini și așa, nu-i promovam, adică nu, eu zic că merită la prețul ăsta, nu pot să comentez și mai ales că peștilor le plac. V-am salutat, pescui la feeder cu voi, vă mulțumesc de like, de distribuire, de share. Nu uitați că avem și un giveaway pe canal, da, se desfășoară în acest moment cu 4 sponsori. Un giveaway care oferă foarte multe, de la nadă, la lansetă și așa mai departe. Intrați și o să vedeți. V-am salutat. Mulțumesc frumos de vizionare.